A mai rămas puțin timp până la începerea campaniei electorale de la finele acestui an, iar alegerile pentru Parlamentul României și președintele României sunt din ce în ce mai aproape, iar candidații au listele deja pregătite pentru a fi depuse. Astfel, marți, 15 octombrie, Alianța Forțelor de Dreapta Giurgiu a depus la biroul electoral județean listele complete de candidați. Lista pentru senatul României este deschisă de Sile Cobzaru, urmat de Ion Gabriel Angheluș. În ceea ce privește lista pentru Camera Deputaților, aceasta este deschisă de Liviu Florea. Nu întâmplător, eu sunt unul dintre cei care am deschis Camera Senatului și colegul meu, domnul Liviu Florea, a deschis Camera Deputaților. Într-adevăr, vrem să schimbăm ceva în acest județ, avem să optăm cu adevărat prin forțele de dreapta a celor patru partide ale noastre, deci Partidul Mișcarea Populară, Forța Dreptei, Alternativa de Dreapta și Partidul Național Țărănesc Maniu Mialache. Unindu-ne forțele de dreapta, vrem chiar cu adevărat să schimbăm culorile acestei politici. Nu avem neapărat invidie personală pe culorile care le avem, galbene și roșii, în acest județ, dar asta nu înseamnă că nu se pot schimba. Există o alternativă foarte bună pentru cetățeni, pentru că în Parlamentul României trebuie să existe oameni noi, structuri noi, care sunt serioși și Parlamentul României, în primul rând, are nevoie de profesioniști, de juriști de foarte bună calitate și cu experiență, care sunt fair play cu cetățenii țării, și noi, această echipă, am format o frumoasă echipă de specialiști economiști și sperăm că acolo vom putea cel puțin să stopăm tentativele acestea de desființare a monedei, moneda electronică, orașele de 15 minute și așa mai departe. Deci vom încerca și sperăm ca cetățenii să ne voteze și să putem să îi sprijinim sau să ni se adreseze în Parlamentul României, să îi putem ajuta în comisiile juridice și să intre țara cumva în normalitate, dacă se poate. Președintele Forța Dreptei din județul Giurgiu, Marius Cristache, este locul 2 pe lista pentru Camera Deputaților. Mulțumim pentru onoarea de a fi aproape de noi. Eu sunt, nu știu dacă mulți din Giurgiu mă cunosc, sunt Marius Cristache, sunt președintele Forța Dreptei pe județ. Am lângă mine o echipă foarte bună, care cred că din județul ăsta galben și roșu, cred că ușor, ușor ar vrea să-l ducem undeva spre verde. Ce pot să vă spun? Da, aș vrea totuși să fac, să dau un îndemn oamenilor de dreapta, oamenilor adevăraților liberali, să vină lângă noi să voteze pe domnul președinte Orban și echipa Forța Dreptei aici pe județul Giurgiu. Liderul Partidului Mișcarea Populară Giurgiu, Sile Cobzaru, a vorbit și despre candidatul pe care aceștia îl susțin și în care au încredere la alegerile prezidențiale din acest an, și anume Ludovic Orban. Într-adevăr, ne mândrim cu un candidat foarte bun la președinția României, domnul președinte Ludovic Orban, care are o experiență vastă și a plecat cândva de jos și numai prin muncă a reușit să fie și să aibă aproximativ toate funcțiile din stat, mai puțin președintele României. Noi ne punem baza, speranța că cetățenii vor vedea cu adevărat că un președinte care are habar de cetățeni la nivel de țară merită un mandat cu adevărat desăvârșit și cred că de această dată, din cei 14 candidați care sunt și se află pe buletinul de vot, nu noi, Alternativa Dreptei, dar inclusiv toți cetățenii din toate milioanele de români care mai suntem, bineînțeles și cei din diaspora, ne vor acorda votul politic.